Astăzi, împreună cu domnul Marin Moloșac, prim viceguvernator al Băncii Naționale, am prezentat președintului Parlamentului demisia noastră de la conducerea Băncii Naționale. Am avut și o discuție mai amplă cu domnia sa în legătură cu efectele acestor demisii și modul în care vom asigura continuitatea activității Băncii Naționale. Conform legii Băncii Naționale, sunt 3 luni în care trebuie să asigurăm interimatul, iar Parlamentul să identifice și să numească noi conducători la Banca Națională. Noi vom rămâne cât va fi nevoie pentru a asigura stabilitatea Băncii Naționale și preluarea atribuțiilor de către noua conducere. Noi suntem gata să plecăm și mâine. Asta în caz că cineva se grăbește tare și dacă guvernarea are pregătiți oameni care să ne înlocuiască. Noi credem că au, din moment ce au cerut de atâtea ori demisia noastră imediată. Probabil că deja au candidat și îi vedem foarte activi prin presă și prin rețelele de socializare.